seara, prieteni! Bună seara și bine v-am găsit la acest Comedy Night! În pandemie am cam uitat de ceea ce înseamnă o sală de spectacole, o atmosferă călduroasă, dar eu, astăzi, Țordan Pâgdea, o să vă ofer aceste clipe. Știu, mulți aruncă cu ascuțite pietre în direcția mea, numindu-mă propagandist mincinos, dar astăzi vin la voi cu un mesaj absolut special. Eu vreau să vin cu un mesaj plin de lumină, plin de speranță. Exact! Uitați-vă la mine ca la un boț de soare. Uitați-vă la mine ca la o canistră cu optimism. Nu vreau să-l sperie pe nimeni. Eu vreau să vin cu speranță. Nu vă speriați, nu vă tem. Nu te teme, îmi zis! Eu vin la tine cu speranță. Toți vor pleca din fața monitoarelor cu pantalonii plini de speranță. Dar dacă voi credeți că Antichristul e departe, vreau să vă zic că el bate la ușă. Steaua pe cer strălucește, copilul de bucurie crește, broasca în lac cotcodăcește. Ție-ți pare că viața e frumoasă? Dar cine e la ușă, bate? Antichristul cu buznarele pline de speranță! Открой мне дверь, урод! Dacă voi credeți că războiul e departe, că e departe. Vreau să vă zic că în Ucraina de 7 ani, război 60.000 morți. Pulele zboară de pizdanie, pizdanie. Ce ai spus? Ucrainenii au spus că numai vreo 14.000 de morți, rușii ascund datele oficiale, dar Țordan Pâgdea spune mai mult decât știe. Nu-i prima oară. Так вот, что то așa. Dacă voi credeți că statalitatea nu putem pierde, că asta e poveste, vă greșiți amarnic. Vă greșiți amarnic. Noi am pierdut statul Republica Moldova în 1918. Noi am pierdut țara noastră RSS în 1991. Noi am pierdut Republica Moldova în 1918, atunci când ea nici nu exista. Dar după asta am pierdut Uniunea Sovietică atunci când a apărut Republica Moldova, țara pe care noi am pierdut atunci când ea nu exista. Eu iar m-am încurcat, Costea, napiște-mi p***. Dar cu certitudine și Igor Nicolaevici să vă povestească ce va fi cu prețul la gaz, cum vom pierde piața rusă, cum vom pierde patria, fraților, patria. Patria, fraților, patria! Igor Nicolaevici să vă povestească cum el a participat la o schemă de import a energiei electrice, prejudicind cetățenii Republicii Moldova cu peste 14 milioane de euro. Igor Dodon să vă povestească cum rușii călcau în chișoare fructe. Igor Dodon să vă povestească cum noi riscăm să pierdem patria! Patria și a noastră integră, indivizibilă, suverană, la care pe teritoriu de vreo 30 ceva de ani stă armata unui stat străin. A? И сегодня состоялась очередная, седьмая наша встреча с Владимиром Николаевичем, с президентом Приднестровья. Но у него фурат не doar бему, не миллиарду, не аэропорту. Но у него фура копиii noștri. Копиii noștri, но у него фура mâncare din frigider, eu i-am văzut sărancea griobană, eu vă prind! Nouă ne fură familia noastră, gândiți-vă la asta! Familia, nouă ne fură neamurile când vin la noi acasă, ei nouă ne fură loc de dormit! Și nouă vor să ne fure patria noastră. Ceea ce e cel mai sfânt? Ce? Degeaba au murit sute de mii de moldoveni. Ce-a mai luptat Ștefan cu turcii, băieși, cu polonezi și cu unguri? Ce-a luptat Ștefan cu unguri, cu bulguri și cu dungri? Ce-a luptat, bă? Ca peste sute de ani, ce se întâmple? Ștefan a ridicat sagia și a zis, hai, o stași la lupte. O stași pentru ce, mărie ta? Dar pentru ce? Dar pentru ca peste câteva sute de ani niște sfoloci de al de Voroniș, Dodon, să se îmbogățească pe schinarea țării. Dar hai, aha. Vreau să vă chem pe toți să ne unim într-un pumn, în jurul lui Igor Dodon, domnul Voronin, oameni care sunt din popor, pentru popor, oameni cu credință în Dumnezeu și frică de Dumnezeu și oameni care au ajutat pe mulți, chiar și atunci când poate nu trebuia, a dat mai mult de la el, da? Și mai puțin pentru el. Igor Nicolaevici a dat mai mult de la el, poate atunci când nu a trebuit. El era bugetar, dar oricum a dat mai mult de la el și s-a dus în vacanță de lux în Maldive. Dar voi așa puteți? Nu puteți. Ca să ajung acum ca unii, care vedeți și dumneavoastră, da, care l-au răstignit cândva pe Hristos, astăzi să ne răstignească pe noi. Un singur lucru pozitiv în toate acestea, că eu măcar recunosc, da, că eu nu sunt sfânt.
Da, pe mine mai e pentru ce răstigni. Dar pentru ce să răstignești pe cruce un popor întreg? Pentru ce să răstignești un popor întreg? Pentru ce să răstignești inclusiv pensionarul Voronin, bugetarul Dodon? Tu știi că nici nu poți să răstignești pe Voronin. La Voronin în loc de mâini aripa, pentru că el îngeraș, păzitor, care dacă bață în aripa cu țintă se rupe pana și el chică jos. Pentru ce să răstignești pe Dodon? Tu știi că nu intră țintă în cochită. Glumă tipa, el nu-i om. A? Iată acest lucru, eu consider că nu trebuie să se întâmple și noi vom lupta până la ultima suflare, cel puțin eu mă angajez că acest lucru să nu se întâmple. Și eu cred că voi veți fi alături cu noi. Veți fi cu noi! Merci! Până la ultima suflare? Ți-or da în pâc de a să lupte împreună cu colegii până la ultima suflare, da noi? Până la a câta suflare? A să ședem cu minte și a să răbdăm gunoiul ăsta propagandistic. Noi am uitat cum să șuierăm, dragi prieteni, compatrioți, șuierăm, 1, 2, 3, 4, 5, voci, șuieră, scade din puterea gunoiului de la microfon. Noi am uitat cum să facem, 3, 4, 5, 7, 10, voci, scade din puterea gunoiului de pe scenă. Sau dacă vreți mai diplomatic, mai civilizat, fiecare din noi are câte un buton magic. Butonul ăsta odată apăsat, scoate pe gură niște cuvinte care ajung drept la țintă. E ca apeși așa, pling, marș în p***o mâie mincinoasă! Marș în p***o gunoi mincinoas! A? Deodată răsună asta și gata, puterea în tine crește și slăbiciunea pe dânși îi neacă. Și zici, încercăm, nu, poate nu am, lasă-mă, antichristul zbat la ușă, războaie, pierdem patria, dar poate măcar data viitoare demonstrăm că suntem cu un cap mai sus decât babiorii ăștia mincinoși care se adună în fața noastră și vor fotolii moi. Da. Scuzați, am uitat că este seara de comedy. La revedere!